Ziua Bucovinei o sărbătorim anul acesta împreună cu prorectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, profesorul universitar doctor Ștefan Purici, istoric născut în Bucovina de Nord, la Ostrița. Nu trebuie să uităm niciun moment de faptul că avem datoria să ne continuăm lupta de a reîntregi Bucovina, măcar cultural până politica va găsi culoarul potrivit pentru a face ca granița nedreaptă dintre frați să fie ridicată. Pământul pe care noi călcăm a fost plătit cu sângele moșilor și strămoșilor noștri și udat cu lacrimile amare ale copiilor și văduvelor lor. Plai cu flori unde sunt ai răi feciori. Bucovină, plai cu flori unde sunt ai răi feciori. Am copilărit într-un sat românesc de lângă Cernăuți, în satul Ostrița, o populație de circa 4.000 de locuitori, din care cred că atunci când copilăream eu, 97% erau români. Bucovină, Maică Sfântă, vin pământul să-ți sărut și să plâng glia pierdută, cea de dincolo de Prut. Mândra ai fost într-o ființă, mândră Bucovina mea, atunci când îți sta alături sora Basarabia. Românii din aceste zone au reușit să supraviețuiască, au reușit să se adapteze la sistemul totalitar prin faptul că au vorbit limba maternă, au păstrat tradițiile, au avut biserici în continuare cu serviciu divin în limba maternă și acest lucru a făcut ca aceste comunități să nu dispară. Avem pământ, avem hotară, avem o țară lângă țară, aceeași limbă, același grai, România plaiul lângă nostru plai, România mea. Comunitățile românești din jurul Cernăuțului se vorbește în continuare în limba română. Sigur că chiar pot da și exemplul localității din care fac parte, de unde m-am născut. Astăzi nu mai este același procent de 97%, cred că a scăzut sub 90%, fiind o localitate din chiar în coasta, între ghilimele, a Cernăuțului, la 3 km, foarte multe terenuri, despre care vorbeam, acel sentiment al patriotismului manifestat prin deținerea unor loturi de pământ, a făcut ca o parte din acele terenuri să fie scoase la vânzare. Întregul interviu îl veți putea urmări pe parcursul a 3 ediții de colecție. Prima dintre ele o puteți viziona vineri 26 noiembrie de la ora 20, apoi de Ziua Bucovinei pe 28 noiembrie de la ora 16, dar și pe 1 decembrie de Ziua Națională de la ora 15.